Unul dintre consilierii locali ai municipiului Târgu Jiu, Eduard Berca, a declarat la Sud FM că în ședința extraordinară de ieri a Consiliului Local s-au aprobat 3 proiecte care nu constituiau o urgență. Eduard Berca afirmă că acest Consiliu Local este, cităm, penibil. Una dintre hotărârile luate ieri a vizat și problema banilor pe care trebuia să-i dea Consiliul Local Clubului Pandurii în baza unei decizii judecătorești. Acest Consiliu a devenit un ring, da, de box ar fi mult spus. Un ring în care vedetisme, în care, cum se spune, în faza în care gânfurile, da, aroganța. Aroganța este adusă la rang de politică, zice-se. Da, că de artă politică, arta discursului, arta nu știu ce. Deci cum să spun, suntem penibili. Berca a anunțat că aleșii au decis să achite cauțiunea de 16.300 de lei pentru a opri executarea conturilor pentru suma de 2,8 milioane de lei în favoarea Clubului Pandurii. Acesta a mai menționat că nu se știe nici până la această oră de unde se vor lua acești bani. S-a decis să se plătească cauțiunea. Să se plătească. Da, bine. Urmează ca Direcția Economică să găsească sursa. Ei nu s-au obosit să se ducă să caute, că e normal, e când faci notă de fundamentare să te duci la Direcția Economică să întrebi, bă, am de unde să plătesc banii ăștia. Și Direcția Economică se uită, avem o economie, avem o rezervă, avem, da, o cheltuială neefectuată, găsim sursa. Da, au pus acolo, au trântit plăcinta aia de hotărâre. Eduard Berca a precizat însă că suma de 2,8 milioane de lei trebuie imputată celor care au semnat în numele instituțiilor pe care le-au reprezentat, pentru că, potrivit statului, Consiliul Local nu se angaja să dea bani celor de la Pandurii, ci să asigure condițiile de funcționare ale clubului.